Caz șocant într-un sat din nordul țării. O fetiță de 7 ani a fost violată de verișorul ei de 16 ani. Adolescentul a fost plasat în arest pentru 30 de zile, iar în cadrul audierilor și-a recunoscut fapta, dar a declarat că era beat și nu și-a dat seama ce face. În noiembrie 2021, un minor cu vârsta de 16 ani a întreținut în mod forțat un raport sexual cu fetița, hai să spunem așa, de 7 ani. La moment, persoana respectivă este plasată în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. La faza actualmente, minorul își recunoaște vinovăția și colaborează cu organele de drept. Abia peste o lună, fetița i-a povestit surorii sale despre coșmarul prin care a trecut. Aceasta a anunțat poliția. Și în privința minorii, se acordă consilierea informațională, psihologică și tot suportul necesar într-o asemenea situație. Potrivit oamenilor legii, victima locuiește împreună cu ambii părinți. Psihologii spun că fetița violată a trecut printr-un stres puternic și riscă să aibă grave tulburări fizice și emoționale. Vorbim despre o frică, o anxietate, un stres post-traumatic, un sentiment de insecuritate pe care îl va avea, mai ales în cazul dacă acest abuz s-a întâmplat în casa unde locuiește, în spațiul ei, care ar trebui să-i aducă doar confort. Psihologul susține că părinții fetei trebuie să-i explice ce i s-a întâmplat. Nu este corect. În cazul în care mama este acea persoană de încredere pentru fetiță, ar fi bine ca ea să discute cu fetița în niște termeni cunoscuți pentru copilă și să folosească un vocabular prietenos pentru copilă și să explice că, uite, ceea ce a făcut cu tare nu este bine să se întâmple, da? Dacă mamei nu îi ajunge curaj, cunoștințe în ce se întâmplă și cum, este bine să apeleze și la un specialist, la un psiholog. Experții de la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor susțin că asemenea cazuri au loc deoarece în școlile și grădinițele din Moldova nu se studiază educația sexuală. Acest lucru trebuie să pornească încă de la grădiniță, că copilul învață unele lucruri, dar el trebuie să însușească cuvintele corect, cum sunt spuse, nu denumiri de păsări și altceva. În mediul rural, probabil, da, este o reziliență mai mare din partea instituțiilor de învățământ, este o stigmatizare, o rușine să se discute. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru viol, iar minorul riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.